Ia priviți cum se duc. Ia priviți cum se sting. Lumânări în cuib de cuc, parcă tac și parcă ning, plin de boli și suferinți, ne întoarcem în pământ. Mângâiați-i pe părinți, cât mai suntem, cât mai sunt. Enigmatici și cu minți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor. Dragii noștri, dragi părinți, așa-au dus-o prost. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Au plătit cu viața lor, viața lor, ale fiilor erori. Doamne, păi nemuritor, pe părinții care mor. Doamne, Părinte nemuritor, pe părinții care... Ia priviți cum se duc. Ia priviți cum se sting. Throw your heart to me, let it fall and hit the ground, let it go. Your timing was so wrong, I just wanna be found. Ooh. And I've got the lines, I've got the lines. Always fight to this time, this type of mind, this disguise. Oh, you talk, oh, to me. Nothing's gonna hurt me with my eyes shut. I can see through them, I can see through them. I am drawing pictures of me painting. I will not use them. Always got to this time, this type of mind, this disguise. So you talk, ooh, to me. Oh, nothing's gonna hurt me with my eyes shut. I can see through them, I can see through them. I am drawing pictures of me fading. I will not use them. I wanna be bigger than life.
Nothing's gonna harm me with my eyes shut. I can see through them. I can see through them. Stară, că nici nu trebuie să mă prezint. Știți doar că bag ce vreau eu. Și ca ce simt că peliez mesajul. Mai ceva ca Zoro înainte să continui. Da, ia mâna de acolo. Te portez de energie și dau direct cu stima. Că merg până la capăt și nu cobor la prima. N-o dau pe modul asfalt pentru că sunt beton. Și țin salam un frigider, nu telefon. Din tot ce-ți poți da de haioșenie, aduceți un popă. Din ziua mea nu vreau câini sau pisică. Vreau foc, Game of Thrones pe topui. Cam așa e treaba cu Ane. Că Jon Snow e cel mai tare, el nu va moare. Nu vine să mă să fac show. Nu știi despre ce vorbesc? You know nothing, Jon Snow. Că eu sunt cel mai cel, ce o arde cel mai chill. Pe beat sau pe foaie, pe foaie sau pe vinil. Direct din Giulești, unde e centrul mișcării. Pun punctul de la indirect sub semnul exclamării. War fundamental, exact ca citoplasma. Am crescut normal, dar din păcate am luat-o razna. Că-s bolnav cu muzică, mă scoateți cu targa. Dar până atunci, frățioare, zic că schimbă-mi placa. Stați așa că nu e așa. Ăsta-i. Oh, 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 și cât dau cu dume verbale, de alea letale te doare. Nu-s dume de alea banale și pică din patale grave. Dau cu dume verbale, rafale de soare. Te arde pe plajă la mare, se vine dacă te nu-și doare. Că am opera, dormă și-ți așa de fel. Ce-a schimbat acum e că nu mai am repen. Ești din modă veche, frate, lasă-și tăurile. Și vreau să și tu prin timpul mega metrourile. Nu se poate, sunt posedat. De foaie, de pix, de beat, de rap, nebun de legat. Hai doar mă știi, pot soar mai agresiv. Sau doar pe poezii, pot soar cum vreau. Și cum am chef, pot soar gen chef. Ca la master chef, nu-și cel mai bun. Dar nu știu valoarea, nu-și cel mai bun. Dar nu simt mișcarea, nu-și cel mai bun. Că măcar recunosc că nu-și cel mai bun. Dar nici măcar cel mai prost, nu-și cel mai bun. Nu mint că fac miun, că pe aici trebuie să fii cel mai bun. Nu-și cel mai bun. Dar nu m-am săturat. De foaie, de pix, de beat, de rap. Nu-și cel mai bun, dar acum știu ce lipsește. Așa că privește la ce spun, că ce spui nu mă privește. Oh! Atâta, gata, e ok. Chelul fără Delia sau fără domnul Dan Bitman? Păi, ar suferi el așa singur în tăcere, fără să fie nimeni care să facă mișto de el? Păi cum, se poate așa? Hai să dăm mână cu mână. Noi n-am mai ieșit de aici de vreo două săptămâni. Mă nici nu ne-am spălat pe mâini. Vreți să faceți stage diving? Ana. Mamă, ce o să-ți facă chelul, deci nici are nu vreau cu ce să mă bată, are un picior. Se bat din cuvinte, n-ai să-ți mai revin niciodată. Deja lucrez la prima piesă despre Delia, vorbim o serie întreagă de... Numele dumitale? Dumitru Andrei Valentin. Așa, va dura un pic. Dumitru Valentin. Parcă seamănă, da. Ce n-ai pregătit? Care două mâini. Hey there, Delilah și Hallelujah. Să rămânem la Delilah. Dacă începe cu Hallelujah, o să-mi rup și cealaltă mână. Mai bine ne cântați o sârbă și dansăm, ne ținem de mână sau o horă. Membrii juriului de mână. Am o sugestie. Cântă-i piesa aia lui Boschito cu două mâini. Care cu două mâini? Două mâini în taină s-au întâlnit. Hands up. Tu râzi cu străini, e? Vezi, dacă pun mâna pe tine... Unde să ne mai ascundem când fugim de noi în jure? Pace nu-mi place, în suflet port un război. Sunt un sălbatic într-o lume civilizată cu forța. Și nu sunt genul să băcar torța. Lumea fuge de cuvinte, deja nimeni nu spune ce simte. Deci nu mai avem nevoie de cuvinte. Constat că sunt plecat cu capul. Deci e normal, uite, am reușit, m-am rațat în ultimul hal. Thank you.
Că ți-ai spus și eu ceva. Pune mâna de la mână și tot îți dăm un vot. Bine zis, mână de la mână. O să țin mânăm și premiul. Dar nu mușca mâna care... Ai grijă ce zi. Gata cu distracția. Cum vă numiți? Alexandra Nacisa Iorgu. Ok, și cu ce te ocupi? Sunt analist servicii clienți la o multinațională. Analist servicii clienți. Aveți acolo mână de lucru suficient? Nu știu dacă ar trebui să răspund la întrebarea asta. Da. Sau sunteți tot o... O să răspund foarte serios și da. Sau bună! Hei, bună! Mă numesc Grișca Tatiana, sunt din Republica Moldova și am 20 de ani. Tatiana! În numele poporului român îți spun bine ai venit, Tatiana! Nu ai văzut? Nu cred. Sigur nu? Da. Păreți că... Ia ridicați-vă în picioare să... Oh, acum... Ia un loc că nu mă pot concentra. Ce faci cu atâta picior? L-ai folosit vreodată sportiv, de exemplu, pe el piciorul? Da, și sportiv și pe podium. Acum, recent, am fost la București Fashion Week. Îți place? Da, e foarte frumos. Păi îmi place să fiu văzută, să fiu apreciată, să fiu pe scenă, să mă vadă toți, nu știu. Ce de sport ce? Ai practicat cu picioarele astea lungi? Basket și volei. Vai de mine. Și nu te încurcai? Nu. Mamă, dacă aș avea picioarele tale, m-aș încurca, nici n-aș ști să le spăl. Zău? Da. Faci o poză? Da. Hai. Du-te mai încolo. Mai? Mai! Și acum zâmbește. Perfect. O, tati. Nu, stai, cred, este o singură problemă, nu am nevoie de sfatul tău. Eu un loc, te rog. Zi, noi, hai la așa, așa. Ok, așa cum stai de obicei, când suntem în fața focului. Ia zi. Există o mică diferență între noi. Are cu 30 și ceva de centimetri mai mult decât mine. Nu are nicio importanță. Sigur? Din contră, te ajută. Iubita mea, dăm ceva de pe rafin de sus. Nu poți să ajung la borcan. Sigur că da. Becurile. Cred că și-a găsit dragoste. Cine? Dani. Dani. Păi, tu te-ai văzut dragostea lui? Ok? Dar nu o să arăt eu mic la nuntă? Nu, 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 nu. Pentru că eu, da. Nașul tău, da? Te voi lua în brațe. Te voi lua și te voi purta așa. E bine să ai obiectivă, dar câteodată e bine să fii realist. Joacă basket, volei, deci ne potrivim. E sănătoasă, e voinică, asta se vede. Și a mers pe podium. Dani, mă bucur foarte mult. Pe dragoste, foarte mult. Ai auzit, mă? Ai auzit? Da, eu am văzut-o. Am făcut și poze. Ați văzut? Mă doare în gât. Mă te-a apucat. Nu, dar sunt răcită, vorbesc serios. De ce acum, de ce? E cea mai importantă zi din viața ta. Exact. 3, 2, 1 și intră. Bună seara. Bună seara. Deci, bună seara, ce înălțime ai? Am 1,80 m înălțime. Și cu tocuri? Tocuri probabil am 1,87 m, acum 88, cam așa. Hai să fie 90, ca să fie o sumă fie 90, rotundă. Da. L-ai cunoscut pe Dani Oțil? L-am cunoscut acum în culise. Ți s-a părut mic? Mic, dar e ok. Dar ridică. În limbajul trupului lui Dani, ai observat că ar ține la tine? Nu am fost atentă la atitudinea lui față de mine. Dar... Dani, da, se poate acum. O să fiu atentă după. Nu, 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 domnișoară. Acum ori niciodată. Te rog, Dani. Dani? Păi ce bine îmi pare. Hey. Trebuie să-l pup sau să o pup pe ei, da, flori și în mod normal gestul eu... Hai, pupă-l pe creștet. Pupă-l aici pe moțișor. Nici n-a luat florile. Ce citești, Dani, în gestul ei? Citesc că dacă nu fac pasul acum, Horia, nu o să-l fac niciodată. Păi fă-l, Dani, să-l facem! Pentru că distanța între București și Chișinău trebuie să fie scurtată. Pentru că florile nu mai înseamnă nimic. Pupă! Și acum... Hă! Stai. O să pup aș. Unde dracul am pus? Ține un pic. Am găsit un inel. Ți-am dat un inel. Plător. Lasă microfoanele alea. Ajută-i și tu vezi că stă fata acum. Ridică-te în picioare că nu o să mă pot să mă pupe așa.
Da, 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 bună idee. Bună idee. Hopa sus. Să urcăm, bună dispoziție. A? Altceva? Love and marriage, love and marriage. Trebuie să spun da acum. Ține microfonul. Aici îl ții pe al tău, aici pe al meu. Așa. Ce frumos. Așa, da, 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 bravo, mamă, bravo, am luat-o. Cerem scuze pentru colegul nostru. De fericire să se pupe și juriul. Uite acum Daniel pupă pe Horia. Să se pupe juriul. Să se pupe. Tatiana, soțul tău ce face? Nu am soț, nu sunt căsătorită. Yes, dar în soț. Ana, ai soț? Nu am soț. Deci fii atentă, tu cred că nu ești racordată la ce se întâmplă. Tocmai te-ai căsătorit. Nu am dat niciun răspuns, deci încă nu am căsătorit. Păi da, dar aici noi dăm răspunsurile, deci... Bine, ok. Horia, hai să ne pupăm și noi. Dacă nu, mă pup cu Ștefan, să știi. Nu, 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 vreau eu să-l pup pe Ștefan. Da, să stai acolo, stai acolo, stai acolo. O prefer pe Tatiana. Vezi? Dacă veneai tu să mă pupi, era altceva. Ce ne cânti? Exact. Când piesa Christina Aguilera, Say Something. Hai, chiar să sper să ne spui ceva. Hai. Hey, 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 Lie, ciocârlie, ia să-mi spui tu o mie, de ce spori în vânt și dai de pământ. Asta 5 ani, că mă enervez acum. N-a stat. S-a ascuns de noi. E, stai să vezi când puneam mâna pe ea. 5 ani am așteptat-o. I'm gonna
like a black widow, baby. Lasă, s-a emoționat că s-a făcut de rușine și gata. S-a făcut rău? Nu. Cum? Nu, rău. Noi suntem de 5 ani aici și am mai văzut multe, dar... Nu, când a văzut că și-a uitat cuvintele... Da. Dani! S-a speriat. Unde? Poți să intru? Da, merge. Nu, nu, și-a revenit. Uite, da. Nu. Domne, e lată pe jos, cum să le ajungi? Nu mă își revină. Uite, mergeți respiră. Mergeți cu răzvan pe scenă, mergeți respiră. Cu răzvan. Respiră, nu mă, lasă. Nu, nu-i nimic, s-a emoționat și a uitat cuvintele și s-a speriat. Sabrina? Sabri, uiuț, nu trebuie să te sperii, mami. Sabrina, s-a revenit.
A zis, zice, cred că de emoții. Sabrinuța. S-a mai întâmplat? Nu, niciodată, Ștefan. Nu știi? Da, nici eu, nu știu ce cântam la chitară. Eu cântam folk și doamna Mihai ne trimitea la... Doamna Mihai, înseamnă? Doamna Mihai ne trimitea la cântarea României. Tu... Nu, eu n-am vrut niciodată. Ea tot timpul ne trimitea și mă trimitea pe mine în locul tău. Păi, dar nu... Auzi, vrei să-i luăm ăla jos? Hai, să știi că sunt și astea sunt strânse, știi? Și a fost și puțin efort. Îți este? Ok. Steluțe, vezi? Biuituri în urechi? Nu, hai că alea n-ai cum să le... A fost și puțin efort. Te-ai lovit undeva acum când ai căzut? Partea, te doare undeva? Partea, știi că trebuie să desfac toate. Auzi la ei? Da, cum te cheamă? Atunci eram Iacob. Irina Iacob. Irina Iacob. Gata, Sabrina. Nu te... Sabrina. De ce te experia, mămică? Ești ok? Ce faci? Îmi faci emoții de astea, îmi dai emoții de astea. Nu, da. Nu, mă, mă, pare rău pentru ea, știi? O luăm așa, știi? Vede chiar de cap. Hai să-ți dau asta de ea. Nu e conștientă, s-a speriat. Lași geanta de acolo. Hai mai acolo, mai acolo, mai acolo. E speriat. Oh, mai, mai, mai. Ține-te-o, Rolea. Opa! Lasă, mă, te rog. Mai nebine. Lasă, 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 lasă. Sabrina, ești bine? Ești mai departe? Hmm? Înșoară? Eu. Când vă reveniți, discutăm, da? Ei, emoțiile astea te fac din om neom. Să o lăsăm să-și tragă suflet. Cum te simți? Andreea. Mă simt extraordinar, dar aș avea dorința. Așa. Ca tu, Carla, să vii cu mine aici. Departe în Cismigiu. Să cântăm puțin eroină. Da, sigur. Dacă da. Se poate. Nu. Nu știu dacă este cazul, pentru că Hai, eu cânt doar playback și nu sunt gata pentru o prestație. Nu te cred, nu te cred. Vreau să văd. Nu te lăsa așa ușor. Hai. Să încercăm să cântăm. Ai cedat foarte mult. Cântam să te lași mai greu. On the stage tonight, the arch, all of you, please. M-am citit cu vorbele, mi-a aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea și lovete fetele, fetele cochetele. Nu mai vorea da, sub pielea mea, ce știi, știi. Eu te rog să... Îl dirigează ea. Tu intri când zic eu. Lasă și pe Sergiu. Sergiu! Aplauze pentru Andrei, ai! Băi, ce putare! Ce? A, da, da, da! A vrut din greșeală, din greșeală! Deci mi-ai stricat toată opera. Hai, hai să... Domnul Vremciu, preia controlul de aici. Am făcut creanga asta 20 de minute, mă, atunci, scuze. Când e vorba de pupat, incredibil, mă. Ce-a făcut, doamnă? Mi-a pupat juratul, mi-a întins machiajul. Păi nu, că e verde, el verde, e ok. A, da. Acum trebuie să-i fac din nou ficusul ăla pe care l-am făcut. Bun, cum a fost? A fost... A fost de 17 ani jumate, lasă așa. Dar s-a văzut clar că nu a fost impusă. Așa că codul penal este de partea noastră.